Colgheterul Unirii Alba Iulia, din vremurile în care alb-negri umpleau stadionul cetate la refuz, a organizat duminică 14 decembrie o partidă amicală de fotbal. Își dorea foarte mult ca el și prietenii săi, reuniți într-o formație a fostelor glorii uniriste, să se confrunte cu echipa Asociației Județene de Fotbal. Zis și făcut, doar că nedreapta soartă l-a împins să-și organizeze din nefericire meciul de adio. În vârstă de 53 de ani, Iani Mitracu s-a stins jucând fotbal. Mâine, cortegiul funerar care va însoți trupul neînsuflețit al marelui fotbalist, va ajunge în jurul orei 10:30 la stadionul Cetate, acolo unde suporterii albaiulieni își pot lua rămas bun de la Iani Mitracu. Mai apoi, sportivul va fi condus pe ultimul drum spre cimitirul Maieri, acolo unde va fi înmormântat. Procesiunea funerară va avea loc începând cu ora 13:30.